Creștinismul zilelor noastre este bolnav, suferă de multe lipsuri și mai presus de toate suferă de îndepărtarea de adevăr a Sfintelor Scripturi. De aceea s-a ajuns unde s-a ajuns și de aceea trebuie să-i punem diagnosticul. Din cauza aceasta facem aceste teze, pentru că sunt multe lucruri în care creștinismul s-a îndepărtat de Sfintele Scripturi, iar direcția aceasta tinde să se adâncească. Dacă vom mai avansa mult în timp, lucrurile vor fi și mai clare. Cei care se depărtează de Scripturi vor merge mai departe în această direcție. Singurul lucru care ar putea să împiedice starea de fapt, singurul lucru care ar putea împiedica această cădere, este o nouă trezire, o nouă reformă și în creștinismul nostru. Și ne rugăm și dorim din toată inima ca Dumnezeu să facă acest lucru în țara noastră. Amin. Acesta este motivul pentru care am făcut aceste teze. Și am ajuns la jumătatea lor. Astăzi vom trece hotarul în a doua jumătate și continuăm să vorbim despre slujitorii lui Dumnezeu. Data trecută am vorbit despre faptul că slujitorul adevărat este un om chemat de Dumnezeu, ales de Dumnezeu, trecut prin școala lui Dumnezeu. Iar astăzi vom continua să vorbim despre cum ar trebui să fie acest slujitor și cum ar trebui să ajungă el să fie pus în slujbă. Teza numărul 26. Numai Duhul lui Dumnezeu rânduiește slujbele în biserică, nu oamenii. Ei doar trebuie să recunoască lucrarea Duhului, nu să-și dea învățători după poftele lor. Practic este o completare a ceea ce am spus anterior despre felul în care Dumnezeu, prin Duhul Lui, cheamă oamenii aleși la o slujbă specială în biserică. Toți suntem slujitori, toți suntem preoți, fiecare are slujba lui. Nu există niciun mădular în biserica lui Dumnezeu care să nu aibă o slujbă. Și am vorbit, atunci când am ajuns la sfârșitul cărții Iosua, despre o alegere pe care trebuie să o facem fiecare în dreptul nostru, și anume, eu și casa mea vom sluji Domnului, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Însă există niște slujbe speciale. Așa a rânduit Dumnezeu, în biserica lui există slujbe pe care Duhul lui Dumnezeu le-a pus și la care El cheamă oamenii săi, cunoscuți de El mai dinainte. Reluând această idee exprimată și în tezele de data trecută, vrem să mai subliniem încă o dată faptul că numai Dumnezeu rânduiește slujbele în biserică. Nu oamenii. Numai Dumnezeu. El este Cel care rânduiește, nu oamenii. Oamenii pot confirma, oamenii pot recunoaște, dar nu ei aleg, nu au dreptul să aleagă. Mai degrabă, orice alegere de felul acesta contravine Scripturii. Duhul lui Dumnezeu și numai El rânduiește slujbele în biserică. După cum este scris în Efeseni, în capitolul 4, citesc mai întâi versetele 6 și 7. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia dintre noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Și aici se subliniază faptul că fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul de a sluji lui Dumnezeu în măsura darului lui Hristos. Fiecare are harul de a-i sluji lui Dumnezeu. Harul acesta, am vorbit de zile trecute, nu se transmite prin punerea mâinilor de la o generație la alta. Harul preoției în biserica lui Dumnezeu este dat fiecărui creștin adevărat, cu adevărat născut din nou și care trăiește în curăție. Dar se continuă la versetul 11 și El, adică Dumnezeu, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Aici sunt enumerate slujbele speciale pe care Duhul lui Dumnezeu le are în biserica sa. Și dorim din toată inima ca aceste slujbe să fie și în biserica noastră și în fiecare biserică creștină. Dumnezeu să ridice pe unii apostoli și aici echivalentul zilelor noastre este cel de misionar, om care se duce și vestește Evanghelia, să ridice proroci, oameni care vorbesc din partea lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, descoperind păcatul poporului, chemând la pocăință, anunțând judecata lui Dumnezeu, pe alții evangheliști, oameni care vestesc vestea bună și cheamă pe oameni la pocăință, să ridice păstori, după inima lui, oameni care să hrănească turma, dar și să o păzească de lupii răpitori, și să ridice și învățători, nu mulți, spune Scriptura, să nu luăm o pedeapsă aspră, ci învățători după voia lui, care să învețe cuvântul lui Dumnezeu, să ia acest cuvânt să-l expună foarte clar, în așa fel încât și cel mai simplu om să-l poată înțelege. De asemenea, Pavel se adresează episcopilor din Efes și arată același lucru, că Duhul lui Dumnezeu i-a pus pe ei în slujbă.
Deși Pavel a fost cel care a vestit Evanghelia, cel care a înființat această biserică, deși el putea să spună, eu v-am pus în slujbă, eu v-am rânduit, eu m-am rugat pentru voi, cu siguranță. Lucrul acesta s-a întâmplat, Pavel s-a rugat pentru ei, Pavel a cerut harul lui Dumnezeu peste ei, dar nu spune că el i-a rânduit în slujbă, ci că Duhul lui Dumnezeu este cel care a făcut acest lucru. Nu un om, nu o adunare rânduiește slujitorii chemați la slujbe speciale. De aceea, apostolul spune așa, luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. El, Duhul Sfânt, i-a pus pe ei episcopi. Ce a făcut Pavel? Doar a confirmat această alegere. Ce a făcut biserica? Doar a acceptat lucrul acesta ca venind din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, lucrurile nu s-au schimbat în ceea ce privește ordinea, rânduiala stabilită de Dumnezeu în Sfintele Scripturi. Din păcate s-au schimbat în realitate, în practica creștină, de-a lungul veacurilor și s-a ajuns astăzi la situații foarte ciudate în care oamenii nu mai sunt desemnați nici de Duhul Sfânt, nici rânduiți de El în slujbă, ci sunt desemnați de foruri superioare de conducere și sunt aleși prin vot în adunarea generală, oricât de ciudat ar părea lucrul acesta. Oamenii din biserică, am spus, ei doar au datoria de a recunoaște lucrarea Duhului Sfânt și să permită acelui om rânduit de Dumnezeu să-și exercite bine slujba. Și dacă ei vor face lucrul acesta, biserica va fi zidită, ei vor fi primii beneficiari. Spune cuvântul că trebuie făcut lucrul acesta fără cârtire pentru ca slujba aceea să nu fie făcută suspinând, pentru că în acest fel n-ar fi de niciun folos. A rândui oameni pentru slujbe speciale în biserică este numai atributul Duhului Sfânt. Nu este atributul omului. Nu oamenii aleg oameni, nu oamenii aleg cine să-i conducă, nu ei trebuie să-și aleagă învățătorii. Unde este scris lucrul acesta în Sfintele Scripturi? Răspunsul este nicăieri. Opusul rânduielii așezate de Dumnezeu în biserica sa este tocmai acesta. Oamenii să-și dea singuri învățători. Și este scris că va veni vremea când oamenii nu vor mai putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Acesta este un semnal caracteristic al vremurilor din urmă. Când oamenii ajung să-și dea ei înșiși învățători, este clar că trăim vremea de pe urmă. Iar noi chiar o trăim în zilele noastre. Oamenii își dau învățători și îi țin în funcție atâta timp cât le gâdilă urechile, cât le spun lucruri plăcute, cât timp nu deranjează un anumit procentaj dintre ei pentru ca la alegerile următoare să aibă votul asigurat. Este foarte ciudat, dar în Biserica lui Dumnezeu nu este rânduit ca omul să aibă putere. Democrație înseamnă omul, puterea este în mâna omului sau mâna poporului, mâna populației. Teocrație înseamnă că puterea este în mâna lui Dumnezeu. Biserica este o teocrație, nu o democrație. Și când biserica ajunge să fie pe mâinile oamenilor, iată ce ajungem să trăim, iată rezultatul atât de trist al căderii spirituale în care se află creștinătatea în zilele noastre. Când biserica ajunge să fie amestecată cu lumea, iată ce rezultă. Câtă corupție și cât păcat. De aceea este nevoie de trezire. Dacă nu, vom merge în continuare într-o depărtare tot mai mare de cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce făceau apostolii atunci când rânduiau prezbiterii sau păstorii, e același lucru într-o biserică nou înființată, era doar să recunoască faptul că Dumnezeu i-a chemat pe acei oameni la o slujire și că Dumnezeu i-a înzestrat cu darul. Nu ei le transmiteau darurile sau harul, harul și darul venea de la Dumnezeu pentru că El a dat pe unii apostoli și pe alții prezbiteri și pe alții păstori, dar ei recunoșteau înaintea bisericii, era normal să se roage pentru acești oameni, pentru că slujba niciodată n-a fost ușoară și nu va fi până la capăt. Când rânduiala este ruptă, atunci rezultatele sunt triste, viața spirituală practic dispare, iar cuvântul este acela adresat bisericii din Sardes, întărește ce rămâne, care este pe moarte. A mai rămas ceva, bineînțeles, dar este pe moarte. A mai rămas ceva din Evanghelia adevărată, da. A mai rămas ceva din Sfințenie, da, se mai menționează. A mai rămas ceva din lucrarea Duhului Sfânt, pe alocuri. Dar tendința este spre moarte generalizată, spre lipsa vieții spirituale. Întărește ce rămâne, care e pe moarte. De aceea, până nu ne vom alinia
Scripturii nu vor răsări zorile peste neamul acesta. Așa spuneau în vechime prorocii, la lege și la mărturie. Căci dacă nu vor grăi astfel, nu vor răsări zorile peste neamul acesta. Dragii mei, nu vor răsări zori de trezire peste neamul acesta până nu ne aliniem cuvântului lui Dumnezeu. Cât timp se va continua în felul acesta absolut nebiblic, nescriptural, nesusținut de Dumnezeu, nesusținut de Duhul Sfânt, atâta timp vom culege în continuare roade triste. Dumnezeu să se îndure de neamul acesta, să facă într-adevăr să răsară zori de trezire. Și într-o trezire spirituală, așa cum a fost pe vremea lui Ivan Roberts, marea problemă care s-a ivit a fost lipsa de lucrători adevărați. Pentru că nu erau oameni care să participe la un seceriș atât de mare. Și ne rugăm și noi, cum a spus Domnul Iisus, să scoată Dumnezeu lucrători la secerișul Său. Trebuie să fie o chemare, trebuie să fie o alegere, trebuie să fie o ungere specială din partea Duhului Sfânt pentru o slujbă specială. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Teza numărul 27 vine în continuarea celei anterioare. Este vorba tot despre slujitori. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să fie pildă turmei printr-o viață de sfințenie practică și dedicare lui Dumnezeu. Așa este normal. Să nu ajungem și noi în situația aceasta ridicolă, să spunem, cum se aude deseori, nu te uita la el, adică la cel din față, ci uită-te la Domnul Iisus. Oamenii sunt slabi, au slăbiciuni, oamenii au păcate. Nu așa este în Scriptură. Nu vei găsi nicăieri în Scriptură, ci din contră vei găsi că oamenii aceștia trebuie să fie exemple pentru turmă. Oameni demni de urmat care să dea exemplu prin viața lor, nu doar prin învățătura lor. Dacă nu e așa, ordinea Scripturii este ruptă. Un înțelept din vechime, din epoca bisericii primare, spunea: predică Evanghelia tot timpul și atunci când e nevoie, folosește-te și de cuvinte. Așa este un lucrător, un om care predică prin viața lui, prin ceea ce trăiește el, prin ceea ce vorbește, prin felul în care se poartă, așa este predicată Evanghelia, iar cuvintele vin doar în confirmarea unei mărturii vii a ceea ce înseamnă un om născut din nou și un slujitor al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel le cere atât lui Timotei cât și lui Tit să fie ei înșiși exemple de viață creștină adevărată. Îi spune lui Timotei: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fie o pildă, adică un exemplu, pentru credincioși. În vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Așa să lucreze Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu pe toți care suntem lucrători să fim pilde turmei. Altfel, cuvântul acesta ajunge să fie nesusținut de realitatea vieții. Cu câte astfel de exemple ne-am lovit de-a lungul vieții. Lui Tit de asemenea îi spune: și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. În toate privințele, dă-te pe tine însuți exemplu de fapte bune. În tot ceea ce înseamnă viața ta, în toate privințele, trebuie să fii un exemplu. Altfel, cuvântul tău n-are valoare. Așa spune Pavel, atât lui Timotei, cât și lui Tit. Acesta este lucrătorul adevărat. Un om care croiește cărări drepte, în așa fel încât cel care șchiopătează să poată merge înainte pe calea lui Dumnezeu. Un om care merge neamestecat cu lumea, care merge neamestecat cu păcatul, care trăiește cu totul pentru Dumnezeu. El poate fi urmat în toate privințele ca un exemplu de viață creștină autentică. Dacă însă cel care stă în fața bisericii și o învață din cuvânt, el însuși nu trăiește ceea ce vorbește, cum ar mai putea cei dinăuntru să trăiască în sfințenie? Când el nu trăiește ceea ce spune, cum să cer celor dinăuntru să trăiască? Din fericire mai există astfel de exemple, mai există o rămășiță, chiar și acolo unde sunt lucrători care nu trăiesc ceea ce afirmă și de multe ori nici nu mai afirmă cuvântul lui Dumnezeu, nu-l mai predică, ci predică doar o evanghelie diluată, dar chiar și acolo sunt oameni care se trezesc, sunt oameni care își dau seama de înșelare și încep să trăiască viața cu Dumnezeu potrivit Scripturii. De mai multe ori în Noul Testament se dă profilul moral al unui astfel de slujitor care este chemat de Dumnezeu și rânduit de el. Când spune în toate privințele, le și detaliază. Și sunt două liste în care omul poate fi observat, iar datoria bisericii este să vadă dacă acel om din față se conformează acestor liste din Scriptură cu caracteristicile unui lucrător adevărat chemat de Dumnezeu. De remarcat este că în Scriptură, în Noul Testament, se indică felul în care trebuie să fie acești oameni, dar nu se cere comunității de creștini să-i voteze, să-i aleagă. Doar le spune cum ar trebui să fie oamenii aceștia. Care sunt aceste caracteristici date de către Duhul lui Dumnezeu pentru slujitorii săi? Am să citesc repede cele două liste. Prima în Timotei și a doua în Tit, după care o să luăm
pe rând fiecare caracteristică, sunt 15, nu o să le detaliem, doar o să le menționăm și să vorbim puțin despre ele. În primul rând, în epistola lui Pavel către Timotei este scris așa, capitolul 3, versetul 1, adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Și încă de la început se afirmă, dacă vrea cineva să slujească lui Dumnezeu, aici nu e vorba de a fi conducători, episcopii în vremea lor erau primii care erau luați și duși la, ca un miel la măcelărie, cum l-au dus pe Domnul Iisus, așa îi duceau și pe ei ca să fie condamnați la moarte. Când începea o prigoană, începea de la episcop. Nu era vorba de poziție de conducere și de slavă. Și totuși oamenii doreau să fie, pentru că Duhul lui Dumnezeu îi chema la așa ceva. Dar, și un mare dar, poți să dorești, dar te califici pentru lucrarea aceasta. Și este dată lista. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani. Să-și chivernisească bine casa și să-și ține copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă nu știe cineva să-și cârmuiască bine casa lui, cum se va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Și asta este menționarea din Timotei și observați că este destul de detaliată. A doua este lista din epistola lui Pavel către Tit. Dacă este cineva fără prihană, iarăși este un dacă, un mare dacă, bărbat al unei singure neveste, având copiii credincioși care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare. Căci episcopul, ca econom, adică administrator al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mărșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Și este dat aici profilul lucrătorului, episcopului, potrivit voii lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm puțin la aceste însușiri și spun de la început, omul care intră în slujba aceasta trebuie să-l aibă în momentul în care este pus în slujbă de către Dumnezeu, prin Duhul Sfânt și recunoscut de către biserică. Într-o adunare deosebită sau în orice altfel, biserica trebuie să-l recunoască. Dar omul acesta trebuie să aibă aceste însușiri la început, trebuie să le aibă pe tot parcursul slujbei sale și trebuie să-și încheie viața având aceste însușiri. Nu înseamnă că dacă le-a avut la început și le-a pierdut pe parcurs, el mai poate fi în slujbă. El se descalifică în momentul când nu mai are aceste însușiri. Eu am extras 15. Prima dintre ele este foarte clară. Sfânt. Să fie un om sfânt. Și de la început spun, un om care se duce la plajă și se îmbracă sumar și se expune între persoane îmbrăcate sumar, un om de felul acesta este un om sfânt? Să fie sfânt, neprihănit. Dragii mei, pentru unii este glumă. Astăzi, pentru unii ar însemna asta o vorbă de glumă. Pentru că principala caracteristică de astăzi este să fie bun vorbitor. Să fie un bun comunicator și atât. Să știe să distreze, să știe să întrețină pe cei care îl ascultă, să poată ține o audiență, nu prea mult timp, că predicile sunt din ce în ce mai scurte, un sfert de oră, 20 de minute și dacă e nevoie le împărțim în 3 părți ca să nu fie prea mult. Atât. Dar prima caracteristică pusă de Scriptură este sfânt fără prihană. Așa trebuie să fie omul chemat la slujbă. Dacă nu ai o sfințenie practică a vieții, dacă nu ești un om neprihănit în mod practic, dincolo de neprihănirea care se capătă prin credință de la Domnul Iisus, dacă nu dovedești o viață sfântă, dacă nu se poate spune despre tine că ești om sfânt, nu ai ce căuta acolo. Dacă n-ai fost de la început, ai intrat în mod ilegitim. Dacă nu ești astăzi, ocupi locul altuia. Prima caracteristică așadar este să fie omul lui Dumnezeu sfânt, neprihănit. Așa a început creștinismul în țara aceasta. Oamenii lui Dumnezeu, care au început să vestească Evanghelia în urmă cu 100 de ani, prima lor caracteristică, se știa în tot orașul, fost oameni sfinți, neprihăniți, oameni care trăiau cu Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, întotdeauna omul folosit de Dumnezeu, a fost un om sfânt. Aceasta era prima caracteristică izbitoare, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Lipsa sfințeniei practice te descalifică de la această slujbă. Al doilea lucru, cumpătat, moderat, stăpân pe sine. Să fie răbdător, să fie moderat, să nu meargă niciodată către extreme, să aibă răbdare, să asculte.
Aceasta înseamnă a fi cumpătat. Al treilea lucru, să fie înțelept. Și aici nu-i vorba de o înțelepciune dobândită în școli. Data viitoare vom vorbi că lucrătorii nu se formează în școli. Eu n-am ceva, un război împotriva școlilor creștine. Școlile sunt bune până la un anumit punct, dar nu se formează în școală lucrătorul. Lucrătorul care merge la un colegiu biblic poate să dobândească niște cunoștințe, însă el trebuie să aibă o chemare de la Dumnezeu și o viață sfântă. Dar înțelepciunea ți-o dă Dumnezeu în urma unui botez cu Duhul Sfânt, în urma unui umplet cu Duhul Sfânt, este înțelepciunea venită de sus. Ea vine numai prin Duhul Sfânt. Este o înțelepciune duhovnicească, nu firească. Nu vine din cărțile multe pe care le citești. Trebuie citite cărți care explică Scriptura. O să vorbim data viitoare despre lucrurile acestea. Dar înțelepciunea aceasta este un lucru care vine din Duhul Sfânt. Să fie înțelept. Al patrulea lucru, ai zice, ce ciudat, să nu fie bețiv. De ce ar mai pune așa ceva? Să nu fie bețiv. Păi ce, poate un lucrător să fie bețiv? Dragii mei, de-a lungul timpului, cum am spus, eu am 27 aproape de ani de când m-am întors la Domnul. De-a lungul timpului am văzut tot felul de oameni care se numesc creștini. Tot felul de oameni. Și am să povestesc întâmplarea aceasta ca să o las imprimată, ca să fie exemplu și pentru alții, mai ales de la țară, pentru că întotdeauna a fost această problemă a consumului de alcool, mai ales la țară, dar și la oraș, chiar și între cei care s-au întors la Domnul. Odată am fost, când eram tânăr, în vizită la o adunare, undeva pe Valea Dâmboviței, unde se cultivă meri și pruni, și am vestit Evanghelia acolo și am fost primiți bine și la plecare ni s-au dat fiecăruia câte un bidon de 2 litri cu ceva. Noi am crezut că acolo e suc de mere natural. Și am vrut să-l deschidem pe drum ca să ne răcorim în timp ce mergeam cu mașina. Spre surprinderea mea, nu și a celorlalți care erau obișnuiți cu așa ceva, acolo era țuică făcută din mere sau din prune. Era norma în biserică, liderul acelei biserici făcea țuică și dădea țuică fraților pentru că era curată, nealterată cu niciun fel de apă. Oricât de ridicol ar părea, cât de înțelept a lăsat Duhul Sfânt în Scriptură lucrul acesta, să nu fie bețiv. Nu că doar noi bem cu degetarul, nu bem altfel, dar tot ațuică miroși și faci parte din categoria aceasta de care spune Scriptura, să nu fie bețiv. Nu neapărat om care se îmbată, omul care miroase ațuică este pentru mine, fără niciun fel de dubiu, un bețiv. Să nu fie așa, nu poate să fie în Biserica lui Dumnezeu, sub nicio formă în slujbă, nu are ce căuta un astfel de om. Și exemple de felul acesta sunt multe. În urmă cu vreo 2-3 ani am fost undeva în zona de nord a țării și păstorul de acolo îmi spunea, de la țară, îmi spunea, noi avem o mare problemă. Frații încă fac țuică. Aveți o mare problemă, aceia nu sunt frați. Ei trebuie să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, ei sunt oameni vechi. Să nu fie bețiv. Al cincilea lucru, să nu fie bătăuși. Ei, și asta ar părea ridicol. Nu este ridicol, pare exagerat să lase în Scriptură să nu fie bătăuși, dar este așa ceva. Și a fost și a rămas înregistrat, spre rușinea voastră o spun, aș putea spune oamenilor acelora, unele dintre înregistrările acestea au rămas pe internet, oameni care s-au numit creștini și ne mirăm de ce poporul acesta a rămas depărtat de Evanghelie. Și dacă e unul de afară și aude cuvântul ăsta să știe, oamenii aceia care s-au luat la bătaie nu erau creștini, sub nicio formă. Erau oameni care slujeau altui stăpân și care spuneau că îi slujesc lui Dumnezeu. Omul care este bătăuș, omul acesta nu-i întors la Dumnezeu, nici vorbă să mai fie pus în slujbă, nici vorbă să mai îndeplinească o slujbă pentru Dumnezeu. Al șaselea lucru, să fie vrednic de cinste, adică un om cu o conduită morală înaltă, care să poată fi respectat, nu să ceară respectul, nu să-l impună, ci practic prin felul în care el trăiește, să fie demn de a fi respectat. Aceasta înseamnă să fie vrednic de cinste. Al șaptelea lucru, să fie primitor de oaspeți. Și v-am mai spus, fraților, am crescut într-o adunare în care în casele liderilor nu intra nimeni niciodată. În niciun caz vreun tânăr. Era omul cu universul lui. Nu așa e biserica creștină. Unde e cuvântul acesta? Să fii primitor de oaspeți. Nu din când în când, când îți vine un alt pastor în vizită, îl primești în casa ta și asta înseamnă că ai fost primitor de oaspeți. Nu. Casa ta trebuie să fie deschisă, oamenii să vină înaintea lui Dumnezeu. Așa trăiau oamenii în vremea primilor creștini. Așa era Pavel. A luat o școală și învăța. Oamenii veneau la el, veneau și în pușcărie. Aveau ușile deschise tot timpul.
Acesta e lucrătorul după voia lui Dumnezeu. Nu un om în universul lui plătit în slujbă, care își face slujba, închis ușa și la el acasă n-ai ce căuta. Dacă vrei să te întâlnești, are program de audiențe la birou. Cât de ridicol, cât de departe de Duhul lui Dumnezeu și de adevărul Scripturilor. Un om primitor de oaspeți. Al optulea lucru, blând, nu certăreț, adică nu gâlcevitor. Și încă o dată spun, foarte multe certuri în biserica creștină. Eu m-am întors la Domnul, eu mi-am dorit viață, mi-am dorit să trăiesc cu Dumnezeu. Ce am găsit înăuntru? Oameni care erau gâlcevitori și totuși spunem că suntem oameni care am trecut din întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu și din moarte la viață. Cât de adevărat este lucrul acesta dacă nu e demonstrat cu fapta? Să fie blând, nu gâlcevitor. Robul lui Dumnezeu nu trebuie să se certe. Dacă omul vrea să se certe, du-te tu și ceartă-te singur. Nu ai partener de discuție. Poți să te ceri singur, îți zic frumos la revedere și vă spun și eu că pe mine mă sună foarte mulți oameni din duc de ceartă. Când e vorba de ceartă, eu am încheiat discuția politicos, le doresc ca Domnul să-i binecuvinteze, să le dea și lor harul pocăinței și am încheiat discuția. Omul lui Dumnezeu trebuie să fie blând, nu certăreț, nu gâlcevitor. A noua caracteristică, nu iubitor de bani, nici dornic de câștig mărșav. Cât de clară este aceasta. Să predici Evanghelia pentru câștig, ce este un câștig mărșav, obținut pe căi nelegitime. Normal că dacă se mulțesc averile, dacă se mulțesc posesiunile, trebuie să acordezi mesajul tău, să-l potrivești cu realitatea vieții pe care o trăiești. Și de aici s-a născut Evanghelia prosperității, care este în esență o nerușinare crasă, fără margini, oamenii justifică lucrurile acestea cu faptul că Dumnezeu este bogat și nu doar în Occident, chiar și în țara aceasta, în țara noastră. Pe măsură ce noi vom fi mai integrați în Uniunea Europeană, vor fi mai mulți bani, prosperitatea va crește și oamenii care vor trăi în Evanghelia prosperității vor fi tot mai mulți. Scriptura spune, nu iubitor de bani, nici dornic de câștig mărșav. Al 10-lea lucru, care mi se pare mie foarte radical, să-și conducă bine casa și să-și țină copiii în supunere, să-și chivernisească, adică să-și guverneze, să-și conducă bine casa. Altfel, cum spune aici, dacă cineva care nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Răspunsul este, nu va îngriji, nu poate să îngrijească. Iar Scriptura spune să-și țină bine casa, să-și o guverneze, să-și o conducă bine și să-și țină copiii în supunere. În ascultare de cuvânt, cât copilul este în casă, el trebuie să asculte de tatălui, trebuie să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. După vârsta majoratului, el este liber, nu mai este lucrătorul, nu mai este tatăl sau mama, nu mai sunt părinții răspunzători de felul în care el trăiește. Dar dacă el a crescut bine în ascultare, dacă a fost ținut în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, el cu siguranță va alege calea lui Dumnezeu. De aceea, aceasta e o caracteristică. Și am constatat iarăși, nu doar în anii îndepărtați în timp, ci și în anii recenți, în perioadele recente, oameni care sunt lucrători și copiii lor nici măcar nu vor să vină la adunare. Copiii aflați încă la vârsta, până în vârsta majoratului, ei nu vor să vină la adunare. Atunci cum poți tu să slujești lui Dumnezeu? Cum poți tu să guvernezi biserica dacă tu nu poți să ții casa în rânduială? Scriptura pune această întrebare și răspunsul este, nu va putea, nu va ști. Al 11-lea lucru este disponibilitatea de a fi împărtășie cu frații tot timpul. Nu doar, cum am spus, să-i primească pe oameni din când în când, ci să fie disponibil tot timpul pentru a sluji lui Dumnezeu. Omul care este în față, el trebuie să fie gata de a veni în întâmpinarea fraților tot timpul. Slujitorul lui Dumnezeu lucrează cu normă completă, 24 din 24, 7 din 7. El trebuie să fie acolo pentru a sluji lui Dumnezeu și lui Dumnezeu slujești când slujești fraților. În acest fel se înțelege slujba creștină, gata de a-i sluji pe alții. Al 12-lea lucru, puteam să-l punem și mai devreme, nu le-am luat neapărat într-o ordine anume, este acesta, să fie bărbat al unei singure neveste. Și aici e foarte clar, dacă zice să fie bărbat, trebuie să fie bărbat. Este vorba de episcop, nu de episcopiță, nu știu dacă există cuvântul acesta, nu de păstoriță, să fie bărbat al unei singure neveste. Și aici este un lucru important, al unei singure neveste. Și bineînțeles se referă la faptul că erau încă în vremea aceea oameni care aveau câte două neveste. Era poligamie, bigamie sau poligamie. Dar se mai referă și la faptul celălalt că
dacă ai fost divorțat, spunând totuși că ești creștin, și lucrul acesta te descalifică. Nu poți să slujești lui Dumnezeu dacă ai trecut printr-un divorț, nu ai cum să fii slujitor ca episcop sau ca învățător. Al 13-lea lucru, nu întors de curând la Domnul. Și spune și de ce, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Ce osândă a avut diavolul? De ce a căzut în osândă? Pentru că s-a îngânfat, pentru că s-a mândrit. Cei care se întorc la Dumnezeu nu ar trebui să intre imediat sau nu ar trebui să fie încurajați să intre imediat în slujbă. Dacă e vreunul vedetă, ce facem cu el? Imediat îl punem în slujbă. Și pe urmă te miri de ce dă cu biciul în ceilalți. Normal, pentru că el e de curând întors la Domnul și mândria își face loc. Dacă a fost vedetă în lume, de ce n-ar fi vedetă și în biserică? Oameni care s-au întors de curând la Domnul nici nu au apucat să învețe ce înseamnă supunerea, ascultarea de Dumnezeu, supunerea înaintea lui Dumnezeu și deja știu să învețe pe alții. La o săptămână, la o lună, la două luni, ei se duc și fac, ei spun că fac trezire. Nu, ne delimităm complet, aceasta nu este trezire. Acesta este pericolul celor care sunt imediat după ce s-au întors la Domnul, puși în slujbă. Și Scriptura spune foarte clar, să nu fie de curând întors la Domnul. Să nu cadă mândrie, pentru că mândria merge înaintea căderii. Și omul este căzut și nici măcar nu-și dă seama. Ce înseamnă să nu fii de curând întors la Domnul? Sau când ar trebui un om să intre în slujba lui Dumnezeu? Eu cred, dragii mei, că nu-i vorba de primii ani, că primii ani nu poate un om să intre în slujbă. Unii pot să spună, nu, e vorba poate doar de 2-3 luni sau de 5 luni. Eu cred că trebuie să treacă ani în care Dumnezeu să te lucreze, în care să înveți ce înseamnă viața în biserica lui Dumnezeu, ce înseamnă viața cu Dumnezeu și în felul acesta să poți merge mai departe. Nu întorci de curând la Domnul și nu imatur spiritual. Pentru că pericolul este mândria spirituală de care nu te mai vindeci așa ușor. Dumnezeu poate are leac și pentru mândria spirituală, dar va trebui să treci prin voi adânci de zdrobire, de suferință și abia după aceea să ajungi cum a ajuns Moise, care la început era atât de curajos că el putea să facă dreptate, după 40 de ani de stat în spatele oilor a putut să fie folosit de Dumnezeu și se spune despre el că a ajuns să fie cel mai blând om din vremea lui. Al 14-lea lucru, să aibă o bună mărturie din partea celor de afară. Ce spun cei de afară? A fi păstor nu trebuie să se transforme niciodată într-o profesie. Ai terminat facultatea, cum am zis, ai terminat medicina, ești medic, ai terminat farmacia, ești farmacist. Nu așa este cu slujba duhovnicească. Să aibă o bună mărturie din partea celor de afară. De acolo îți vine mărturia bună. Dacă tu ai trăit în mijlocul lor, ei știu, te cunosc și dacă ai lucrat într-un serviciu, să fi fost o mărturie bună. Să se poată spune despre fiecare un lucru bun, chiar și în lucrurile acestea care nu sunt neapărat spirituale, pentru că de aceasta ține mărturia noastră. O mărturie bună față de cei din afară. Al 15-lea lucru, să fie în stare să învețe pe alții. Despre Apollo se spune că era tare în Scripturi și aceasta e o caracteristică, să fii bine ancorat în Scriptură, să stai în cuvânt, cum zic americanii, să rămâi în cuvântul lui Dumnezeu, să ai solide cunoștințe biblice. Mă surprinde și pe mine când intru în discuții cu unii și intrăm în discuții pe tema venirii Domnului. Și oamenii nu știu, practic nu știu textele sau știu câteva texte, dar nu știu în ansamblu ceea ce spune Biblia despre venirea Domnului. Totuși își permit să contrazică un punct de vedere fără să știe. Motivul pentru care contrazic este că nu știu, pur și simplu. Nu au ancor în Scriptură, nu știu ce spune Scriptura. Pentru că nu a fost foame, n-a fost sete după cuvântul lui Dumnezeu, lucrul acesta se vede mai târziu în viața ta. Ești un om al cuvântului, știu despre un lucrător din Ardeal, care povestea când se ducea la serviciu pe vremea comuniștilor, avea o sârmă, mergea cu bicicleta și pe sârma aceea rotundă, o agățat de bicicletă, avea versete. Și le învăța și dădea mai departe, cum este unul dintre cei mai buni învățători în Scriptură, pentru că a stat în cuvânt, a căutat cuvântul lui Dumnezeu, a stat aproape de cuvântul lui Dumnezeu. În stare să învețe pe alții, să fie un om cu solide cunoștințe biblice, pentru că altfel ai putea să ai situația foarte penibilă în care să te trimită cineva să spună du-te tu și mai studiază și pe urmă vin o să discutăm. Și spune și de ce să fie tare în Scriptură. Pentru că el trebuie să știe textele biblice, dar și să le interpreteze corect, dând o învățătură sănătoasă.
să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Să fie în stare să spună o învățătură sănătoasă. Ce înseamnă aceasta? Că există și o învățătură bolnavă. Și revin la prima frază cu care am început. Creștinismul nostru de astăzi este bolnav. Suferă din cauza îndepărtării de cuvânt, pentru că oamenii l-au alterat, l-au stricat, l-au schimbat, n-au rămas la cuvântul lui Dumnezeu. Și aici spune să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura. Este vreme de revenit la izvor, este vreme de revenit la cuvânt. Și e foarte simplu, dragii mei, iei cuvântul și îl trăiești, atât de simplu. Nu trebuie să faci multe interpretări și să-ți dai multe păreri și să cauți opinia altora, trebuie să iei cuvântul să-l trăiești. Ce este în cuvânt, trebuie împlinit. Ce nu este în cuvânt, nu putem să adăugăm nimic, nici măcar o iotă, nici măcar o virgulă. Să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Poți să înfrunți cu Scriptura, nu cu păreri personale. Dar nici măcar nu-i mai înfruntă în zilele noastre, ci se unesc cu ei, se duc împreună pe un podium, găsesc o cauză comună și nu mai e nicio înfruntare. Aici spune că trebuie să înfrunți nu pe potrivnicii mei, că nu se împotrivesc mie, ci pe cei care se împotrivesc adevărurilor Scripturii. Tu trebuie să înfrunți, să spui, nu e așa. Ceea ce am și încercat să facem în tezele acestea. Să spunem, nu e așa. Închinarea la idol nu e după Scriptură. Preoția nu este un apanaj al unei caste superioare. Este a tuturor credincioșilor. Închinarea la fecioară nu apare în Scriptură. Lucrurile acestea trebuie să știi să le documentezi scripturistic și am vrut să punem o bază și pentru cei care încă duc lipsă de așa ceva, ca Dumnezeu să ridice lucrători adevărați pentru secerișul dinainte venirii Lui. Dragii mei, îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să scoată o generație de lucrători cum n-a mai fost în țara aceasta. Amin. Este foarte mult amestec, este foarte mult compromis. Sunt și lucrători sinceri, sunt oamenii lui Dumnezeu sinceri, puși de Dumnezeu, chemați de Dumnezeu, care fac slujba lui Dumnezeu, mai puțin cunoscuți, oamenii care sunt ai lui Dumnezeu cu adevărat, nu caută publicitatea lor, nu caută să se afișeze, caută să fie cunoscuți de Dumnezeu, să facă slujba pentru Dumnezeu, pentru că așa este frumos și bine înaintea lui Dumnezeu. Dar sunt astfel de lucrători. Problema mare este că marea majoritate a oamenilor care sunt astăzi în funcții religioase nu-i slujesc lui Dumnezeu sau o fac în mod alterat, în mod compromis, în mod amestecat. Dumnezeu să se îndure de neamul acesta. Neamul acesta n-are cum să se ridice peste nivelul păstorilor lui sufletești. Ce fel de păstori are, atâta va fi nivelul lui. Când va veni o trezire, trezirea va aduce cu ea o serie de lucrători potriviți voii lui Dumnezeu. Și este o promisiune în Scriptură de care mă ancorez, că dacă noi ne întoarcem la Dumnezeu, Dumnezeu ne dă astfel de lucrători, chiar și neamul acesta, așa cum le-a dat și evreilor. Întoarceți-vă, spunea Domnul în cartea Ieremia. Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, zice Domnul. Așa am fost toți. Să nu se mândrească nimeni, toți am fost niște copii răzvrătiți. Și prin harul lui Dumnezeu ne-am întors la El. Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, zice Domnul. Căci eu sunt stăpânul vostru. Eu voi lua pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie și vă voi aduce înapoi în Sion. Și aici vine făgăduința. Vă voi da păstori după inima mea și vă vor paște cu pricepere și cu înțelepciune și zic și eu, amin, așa să faci, Doamne. Amin. Este nevoie de așa ceva. Este nevoie, dar este o condiție. Întoarceți-vă, cei dinăuntru trebuie să întoarcă la Dumnezeu și pe urmă Dumnezeu dă lucrători. Ceea ce trebuie să facă fiecare om este ca el să se întoarcă la Dumnezeu. Întoarceți-vă, copii răzvrătiți. Iar dacă oamenii din biserici se vor întoarce la Dumnezeu, creștinii, dacă ei se vor întoarce la Dumnezeu, dacă va fi o întoarcere masivă la Dumnezeu, atunci și Dumnezeu își va împlini făgăduința aceasta. Va da păstori după inima sa care să împlinească toate aceste 15 condiții, care să poată fi exemple, pilde turmei. Cred că încă până la venirea Domnului, acesta e lucrul cu care trebuie să ne ocupăm. Ne dorim din toată inima ca Dumnezeu să aducă o reformă adevărată. Știu că aceste cuvinte vor nemulțumi pe foarte mulți. Eu nu sunt aici ca să fiu plăcut oamenilor. Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, nu aș mai fi robul lui Hristos. Dar dacă așa este adevărul, dacă așa este cuvântul, să ne ajute Dumnezeu să-L trăim și a Lui să fie toată slava. Amin. Amin.